organizatorul, da, co-organizatorul acestui eveniment, să vină alături de mine. Fac introducerea la această conferință susținută de domnul profesor universitar dr. Dumitru Constantin Turcan, Călătorie în lumea de dincolo, mărturii din experiență de la granița vieții. Și aș începe această scurtă prezentare cu o trimitere la Dalai Lama. Chiar am primit acum două zile de la domnul Alexandru Ionov, aici în seară, să aloc această ocazie, un e-mail în care era aceste vorbe profunde pe care se pare că le-a fi spus Dalai Lama. Așadar, atunci când Dalai Lama a fost întrebat ce îl surprinde cel mai mult la civilizația de astăzi, el a răspuns așa: omul, deoarece își sacrifică sănătatea pentru a face bani, iar apoi își sacrifică banii pentru a-și recupera sănătatea. Omul, deoarece este nerăbdător să trăiască în viitor, ceea ce îl face să nu trăiască deloc în prezent. Omul, deoarece trăiește acum, ca și cum nu ar muri niciodată, iar în final moare fără ca să fi trăit cu adevărat, propria viață. Din păcate, mulți oameni trec prin viață în acest fel. Alții își pun mai multe probleme și caută sensuri profunde legate de propria lor viață, de univers. Mai există o treia categorie, mai norocoși, spun eu, care primesc în mod direct răspunsuri la întrebările fundamentale pe care orice om cât de cât conștient de sine și le pune. Și anume, cine sunt eu, de unde vin, spre ce mă îndrept după moarte. Sunt convins că dumneavoastră ați venit aici astăzi pentru a afla mai multe despre aceste întrebări profunde. Și nu cred că este cineva mai potrivit în România să dezvolte acest subiect, să ofere răspunsuri la aceste întrebări și să ne conducă pe toți în această călătorie minunată, în lumea de dincolo, pe baza experiențelor celor care au văzut anumite lucruri aflându-se la granița dintre viață și moarte. Un om cu activitate prolifică, autor al mai multor cărți de mare succes, domnul profesor Dumitru Constantin Turcan, a cercetat de decenii știința, a mers la granițele cunoașterii, așadar, ne bucurăm că este aici alături de noi și ne poate împărtăși ceea ce într-o viață a reușit să descopere. Să-l primim cu aplauze și cu sufletul deschis pe domnul să zice că nu. Dar eu îmi propun în seara asta, pentru că dumneavoastră ați venit într-un număr imens, de mult, de mare, și asta îmi spune interesul deosebit pe care cu toții de altfel avem. Eu îmi sunt altfel. Nu m-aș ocupa de asta. Despre care este ultimul nostru destin. Îmi propun să abordez asta dintr-un unghi absolut științific și, evident, al experiențelor
celor care au avut această, aș putea să-i spun, șansă. Pentru că nici un om care s-a întors din această experiență nu a mai rămas așa cum a fost acum. Și vreau să precizez de la început că aceste experiențe nu s-au făcut numai cu cei care au fost în placul morții, deci numai cei care au avut un traumatism, o lovitură, o infecție a creierului, o boală grea, cancer, ci au avut-o și oameni absolut în stări statice. Pentru că aminte de o doamnă care era în primăvară, plângea flori frumoase, imaginați-vă că ar fi boiarna narcisilor. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră a simțit impulsul primăverii, cel puțin eu știu bine, în acel moment în care totul exultă în tine, toate celulele sunt în apogeul bucuriei și dintr-o dată peisajul dispare din față și ajunge exact în acel univers care este povestit de oameni care au avut experiența morții clinice. Apoi o să vedeți că argument există oameni care au capacitatea de a călători cu spiritul, deci cu o conștiință păstrată, clară și care confirmă același lucru pe care le-au avut și cei a căror creier era deja în indisponibilitate, cel puțin a funcționalității. Așadar, vom aborda un subiect pe care eu, cel puțin în final, aș vrea să-l tranșăm. Să știm cum stăm. Suntem noi, oamenii aici, cu o șansă, cu o misiune, pe care nu o terminăm aici, ci o continuăm cu mult dincolo și la infinit? Sau acesta este ultimul pas? Hai să vedem. Știți bine că mentalitatea populară zice, domnule, nimeni nu s-a întors de pe lumea cealaltă să le spună cum este și, în consecință, tot ce e aici, ăsta e totul. Fără îndoială că cei care au avut experiențe se spune că noi interpretăm lumea după propriile noastre cunoștințe, deci că noi acceptăm ca fiind real ceea ce educația noastră, instrucția noastră, mentalitatea timpului nostru ne permite. În anume, ziceam foarte spiritualizat, Tom Campbell spunea că nimeni nu poate să înțeleagă o realitate pe care n-a trăit-o niciodată, măcar ca experiență sau cel puțin auzită. E bine, da, cei care nu au avut astfel de șansă, sau nu e șansă, mă rog, pentru ei, da, a morții clinice, pot să spun asta. Dar sunt și oameni care s-au întors de acolo și ale cărora mărturii le vom discuta în clipa de față. Aș vrea, din motive foarte bine înțelese pentru mine, să, deși poate să fie puțin plictisitor, aș vrea să vă citesc numele celor pe care i-am ca bibliografie, pentru că sunt foarte mulți oameni care cred că ceea ce discutăm noi nu intră în cadrul științei, care fi de fapt niște aberații de alt ordin, nici măcar de ordinul religiei, așa încât, ca să nu existe niciun dubiu, dați-mi voie să vă spun cine s-a ocupat de aceste lucruri. Primul a fost Raymond Moody, care este profesor de psihiatrie, Statele Unite ale Americii. Repet, șef de clinică psihiatrie. Nu era șef de fratelie. Ken Ring, profesor de psihologie, Statele Unite. Michael Sebel, chirurg cardiac. Foarte multe mărturii sunt ale celor care sunt chirurgi în domeniul cardiologiei, pentru că acolo întâlnesc cele mai multe pierderi de cunoștință. Mai departe, iată pe Melvin Morse, profesor de psihiatrie la Seattle, Statele Unite ale Americii, care s-a ocupat de copii. Veți vedea că unele din explicațiile căutate ar fi acelea că, vezi, Doamne, dacă acești copii au suferit o anestezie cu ketamine, de pildă, atunci ketamina provoacă aceste fenomene. Nu, e fals. Iată, profesor Melvin Morse are și o carte care a fost publicată și în România, spune clar, nu sunt rezultate. Ketamina, în primul rând, nu este singurul anestezic și dacă îl folosim, nu are astfel de efecte. Ian Stevenson, eu sunt între cei mai cunoscuți pedopsihiatri. Ian Stevenson a studiat mii și mii de cazuri și știți cum e.
în România, la finanțele noastre, ne mulțumim să citim pe alții. Dar iați-vă să fiind șef de clinică și în statul între Americii, unde, sigur, venitul lor, a profesorului, era totul altul decât al nostru, a avut un copil care a zis, acum 9 ani, eu am trăit în India, o mașină a dat peste mine și știa locul, satul, părinții. Și ea, Stevenson, îl ia pe copilul ăsta să se duce cu el în India, la familia respectivă, înțeleg însă dinainte să nu spună nimic. Și în momentul în care a spus aici, a început să vină rudele. El doar vedea de distanță. Vine mătușa cu tare, vine unchiul cu tare. Adică nu mai încăpeau dubii că acel copil trăise acea viață. Mai departe, Geoffrey Long. Geoffrey Long e o familie, e un oncolog care a studiat 10.000 de cazuri de astfel. 10.000 de cazuri. E o cifră, da? Din Olanda, fiind panlomă, chirurg cardiologie. În Anglia, Peter Fenwick, șef de neuropsihiatrie, Londra. În fine, Franța, Marc-Alain de Camp, care a avut șansa să-l cunosc, ne-am întâlnit de mai multe ori, pentru că, fiind membru al Societății de Psihologie Transpersonală, societatea noastră, făceam schimburi când în Franța, când în România și cu această ocazie am reușit să ne cunoaștem destul de bine. Câteva noțiuni cu care încep. Termenul de moarte biologică este acea moarte în care nu există resuscitare. Deci este omul care a murit definitiv. Moartea clinică este doar o moarte din care omul este resuscitat. Veți vedea că el, spre deosebire de moartea obișnuită, moartea clinică sunt o serie întreagă de elemente care o diferențiază. Una dintre acele ar fi, și sunt colegi în sală, medicii știu că dacă un creier rămâne fără oxigen, fără respirație, de la 3 la 5 minute, maxim 5 minute, are puține șanse să rămână mai departe. Dar cei care au avut morți clinice, au avut pierdere de cunoștință de durate foarte lungi. Veți vedea, vă vedea un exemplu comentat de chirurg care a operat o doamnă cu un anevrism bazal de poligon Wiese, aflat la baza creierului, prin terapie indusă în scăderea temperaturii, obținerea circulației la creier și la inimă, timp de o oră operată, la trezire știa tot ce s-a întâmplat, ori să ai un creier și o inimă fără oxigen, fără sânge, timp de o oră și încă să fii funcțional, fără urme, fără sechele, asta înseamnă un lucru neobișnuit. E bine, da, pentru că a avut fenomenul morții clinice, exact, creierul a rămas funcțional. Iată diferența între moartea obișnuită, unde un accident cu blocarea respirației mai mult de 3 la 5 minute, șansele să fie sau absente, față de cazurile pe care le comentăm. Așadar, ca istorie, prima mențiune a făcut-o Platon, deci 2300 de ani, într-o luptă, un soldat R, pe vremea aceea, sigur, pierderile din război erau incinerate. După 12 zile, când soldații respectivi care au avut sarcina să rezolve problema incinerării, unul dintre ei, dintre soldații, îl chema R. Și se zisează că este încă viu, povestește ce s-a întâmplat. Deci, acum 2300 de ani, povestește exact ce sunt și aceleași lucruri pe care le-au trăit și cei de aproape de noi. Nu noi suntem singuri sau primii care ne ocupăm de moartea clinică. Iată, Tibet, Egiptul, aveau ceea ce se cheamă în Tibet, moartea mulțului tibetan, Barna Todor, egipteni, cartea morților egipteni, cartea morților tibetani. A fost și nevoi pentru ceva, nevoi de un papă chiar a scris în astfel de caz, dar totul rămâne la nivel de curiozitate. Îi se întâmplă ceva cuiva, lumea mai mult speriat, auzi ce s-a întâmplat lui X. Imaginați-vă că mulți s-au trezit chiar când erau momentul de înmormântare. Se povestește de pildă despre Sfânta Tereza, s-a trezit după 4 zile, în momentul în care tatăl o strigă, disperat cumva, se întâmplă toate situațiile de acest gen pe care știm fiecare,
fata mea unde te duci și ea se trezește. Și atunci povestește cu ce sarcină a revenit din, spune, din așa zisa noapte. E bine, ajunge la modern. Iată, se întâmplă acestui student la filologie, în anii 64, un profesor povestește despre un medic, George Rich, care era psihiatru orașului lor, și îi se ia o interviu de către ziariste, de povestește cum în 1941, fiind soldat în Franța, deci trupele americane, știți bine, a ajuns și pe acolo, se îmbolnăvește de o pneumonie și timp de 9 minute are o moarte clinică și povestește cum este luat, impresia lui este că este luat de către Iisus, îi se arată lumea raiului, lumea iadului, în orice caz era o lucră extraordinară. Acest Moody, Raymond Moody, impresionat de ceea ce n-a auzit niciodată și întreabă colegii, ați mai auzit unul dintre voi? Și colegii zice, da, am avut și o rudă. Și atunci el adună 150 de cazuri, se lasă de filozofie, face medicina, face psihiatria și publică în 1975 această carte Life After Life, viața după viață. Eu n-am avut acea carte, n-a fost adusă decât târziu la noi, deci după Revoluție, dar mi-aduc aminte că am ascultat înregistrată o traducere pe casetă. Dacă sunteți curios să știți ce am simțit eu când auzeam prima oară povestit această istorie, a fost ceva extraordinar. Vă rog să credeți că am avut un sentiment de înălțare, de bucurie, de exultare, în sensul că era prima oară când cineva, un om cu autoritate științifică, profesor, povestea că există un vincul, că există ceva. Deci mi s-a părut formidabil. Și sigur că fenomenele m-au interesat. Ei, el adună cazurile și le publică în 75. Dar atenție ce vă spun acum. Nu a tras atenția foarte mult, altora, dar mie mi-a tras foarte mult. Deci, rețineți, în 1975 el publică, Raymond Moody publică viața după viață, în baza 150 de cazuri, o studiază științific, așa cum se face ritualul științific, să spunem, o lucrare științifică, dar se întâmplă ceva. În 1971, o doamnă are o operație, intră în moarte clinică, în 71, și spune, uite, hai să te întorci, o să vedem în ce condiții, și hai să povestești unui medic, uite, arată așa, îl cheamă Raymond Moody, hai să-i povestești viața, el va scrie o carte în care va să vorbi și despre tine. Dați-vă seama, se întâmplă în 71. Numai că asta era într-un oraș unde n-avea nicio legătură cu Moody. În 70 și ceva, Moody se mută în orașul respectiv și de o zi de sărbători, soția lui Moody pleacă să-și vadă vecinii și să-i, cum am zice noi, să-i sorbobească, să-i... Nu știu ce să facă în America. Se cunoască de ocazia asta. Și normal că doamna se prezintă, doamna Moody. Aia imediat se Moody și mai cum. Cum îl cheamă, vă spus așa? Vreau să-l văd. Ei, ce vă spune dumneavoastră lucrul ăsta? Mie îmi spune enorm de mult. Vă să zică, el scrie în 1975 ceea ce în 1971 o doamnă îi se povestește că va, alt om va scrie despre viața ei. Asta mie îmi spune următorul lucru. Unu, în primul rând că i-a spus numele, că i-a arătat imaginea și că toate lucrurile erau anticipate. Păi atunci înseamnă că tot ceea ce facem noi este, de fapt, anterior programat într-un alt univers. Îți înțelegeți ce lucruri extraordinar putem deduce de aici? Exact cum a scrie o carte acum și vine un om cu 5 ani în urmă, păi eu știam că dumneata e să scrie asta și că va trebui să luăm legătura pentru că trebuie să-ți povestesc ceva. Asta pentru mine a fost lucru de plin și nu știu de ce ceilalți mi-au dat importanță. A fost extraordinar. Așadar, el este primul care definește și spune
experiență în apropierea morții. E des experience. În Statele Americi, în Franța, în Olanda, au avut succes. S-a publicat la ora actuală mii și mii de cazuri sunt examinate, s-au publicat, s-au studiat științific, s-au avut șansa ca morțile clinice să petrească în spitale, unde s-au auzat de toate mijloacele de laborator cunoscute și în clipa de față este foarte bine, foarte bine catalogată și discutat acest lucru. Este motivul pentru care eu, în clipa de față, pot să vorbesc în acest mod. Ceea ce mi se pare formidabil. Ei, la noi au fost astea câteva cărți, dar în Est nu au avut succes. O să povestesc acum despre un chirurg de la Harvard și cercetător la Harvard, Ibn Alexander, și am văzut comentate către un confrate neurolog, el neurochirurg, un confrate neurolog din Germania. Dar cu tămâie, nu există așa ceva. Dar am să vă ajunge la concluzii, să vedeți că există științific explicația de ce noi suntem. Această parte din noi este în alt univers și este reală. În clipa în care respinge această idee, respinge știința de ultimor. Dar vă mai așa. Hai să vă povestesc, deci, câteva cazuri, ca să știm pe ce model discutăm. Iată acest tip de Alexander, neurochirurg la Harvard și cercetător. Face infecție cu Escherichia coli, germen care altfel este, face parte din microbiom, deci din flora noastră inofensivă, dar care din când în când poate să-i împrumute gene patogene de la alte specii și să devină virulent. Când ajunge la, este mai specifică copilul, dar când ajunge la un adult, scapă foarte puțin oameni sau dacă supraviețuiește, în niciun caz mai rămâne întreg. E bine, el, acest om face o meningoencefalită cu Escherichia coli, creierul plutește într-o masă de buroi, intră în comă și timp de 7 zile nu știe nimic despre el. A 7-a zi, medicul curat a și dat, a făcut un rezumat al fel de observație, o declarație pe tema asta, roagă familia să fie de acord să-l dezintubeze. Deci, să debranșeze de mijloacele de supraviețuire. În momentul în care se pregăteau să facă asta, el se trezește, uzește și zice, ce faci așa? Și el îți spune, ce faci tu? Ei, iată ce povestește acest om, în primul rând care spune, niciodată nu m-a ocupat de religie până atunci. Extrem de interesant. Poate a început prin compulsii. Evident, creierul în care a masă de culori. A scris două cărți, în care una se cheamă Dovada Lumii de Dincolo, în 2012. Și iată ce povestește el. Mai întâi s-a văzut înconjurat cu o lumină albă, care l-a aspirat pe verticală. În acest zbor al lui, spune, am văzut o serie întreagă de peisaje magnifice. Apoi întâlnește o figură angelică pe care nu o știa. Ca să înțelegeți cine era acea figură angelică pe care nu o cunoștea, trebuie să vă spun că el a fost un copil înfiat de către un medic militar. În America lucrul ăsta se face frecvent. Oameni care au posibilități financiare mai mari, pe lângă copiilor, mai înfiază și alți copii. Deci el era un copil înfiat. Luat dintr-un orfelinat, unde a fost lăsat acolo de o fată, doi tineri din liceu, care nu s-au păstrat mai târziu. În America este o lege și bine face că e așa. În momentul când se înfiază un copil în astfel de condiții, dă o declarație că niciodată nu va încerca să găsească părinții și nici părinții copilul a venit sau s-a dat acolo. Pentru a evita o serie întreagă de complicații pe care vedeți și la noi. Și peste tot. Și aduc aminte, după ce el atunci dau nu-ți dispus să crească, și aduc aminte când ăla a ajuns și va, a, pe ea, mersi. Așadar, mai târziu el este învins de curiozitate să-și cunoască familia, a întâmplătorii sau și căsătorii ce a avut alți copii, și așa află că această fată care murise înainte de a o cunoaște el, este cea pe care a întâlnit-o și l-a însuțit. Pentru că veți vedea care este rolul lor. Acum, iată ce îi spune ea în drum. N-ai de ce să te temi. Ești iubit și prețuit. Îți vom arăta multe lucruri aici, dar în cele din urmă
te vei întoarce. I s-a spus așa, există liber arbitru și dacă voi n-ați avea liber arbitru, atunci n-ar exista nici evoluție, nici progres. Hai să explic altfel. Toată lumea se întreabă, Dumnezeu, dacă există Dumnezeu, de ce lasă rău? De ce nu oprește mâna criminalului? De ce nu opresc pe cei care fac războaie? Și atâtea alte rele. Răspunsul nu e singur. Vi se lasă libertatea conștiinței pentru că, prin această libertate, vă puteți evolua. Altfel spus. Eu care m-am ocupat de nivelul inteligenței, știu că este un nivel absolut necesar, la nivelul atomii biochimică al valențelor, întotdeauna doi atomi de hidrogen și un oxigen vă dau o moleculă de apă, niciodată altceva. Aceasta este o inteligență hiperexactă. La nivel uman, lucrurile nu stau așa. Pentru că nivelul care este hiperexact este destinat la capul al fine, în eternitate, să fie unul și același lucru. În momentul în care capeți liber arbitru cum este la nivelul inteligenței umane, atunci inteligența umană înseamnă încercare, eroare, succes. Deci, încerci, poți să greșești, revii, tocmai pentru că ai liber arbitru și în cel din urmă ai succes. Aceasta este civilizația umană, în care are, cum bine vedem, și bunele și rele. Deci, iată ce explicația de dincolo a liber arbitru. Este plimbat, spune el, prin mai multe civilizații, toate se zice el ca o motivare divină. Și toate au un centru, sunt centrate de sentimentul de iubire. Câteva idei reținute de el. Foarte interesant că spune că ce am văzut acolo, cum voi învăța eu cu ce am învățat la Harvard. Pentru că niciodată nu se potrivește ce am învățat acolo cu ce am învățat la Harvard. Sigur, ce e sus, ce e jos. Iată câteva idei. I s-a spus că ne confruntăm cu un moment crucial al istoriei noastre. Vreau să vă spun că da, poate că este și motivul pentru care m-am implicat și să-mi implic la ora actuală, ceea ce numesc o nouă spiritualitate. Sunt enorm de multe, enorm de multe comentarii pe această temă, că da, suntem într-un moment dificil. Este o carte, sper că o și aici, se cheamă Cele 9 trepte, care este de asemenea comentată, descrisă de noi psihologi ieri, în care să spun, am fost trimis să vă explic cum are loc geneza un om dumneavoastră, acum, în acest moment, foarte dificil pentru voi, apoi să înțelegeți ce rămâne de făcut și să nu ajungeți în riscul autodistrugerii, care este extrem de crescut. Așadar, momentul crucial, enorm de multă lume în clipa de față, atrage atenția asupra lui. Ei zice, între știință și spiritualitate nu ar trebui să fie contradicție. Sunt și eu de acord. Am să vă spun un lucru care mi se pare extraordinar. El povestește că în momentul când era în stare de comă, în America și în Anglia, este posibil ceea ce la noi nu se poate face. Și anume, rudele, familia, fac grupuri de rugăciune. Asta a fost experimentat și la San Francisco, deși în spitalul la San Francisco și în școala de medicină la Harvard, experiment. 10 oameni se roagă pentru sătoșirea a unui individ dintr-un grup pe care nu-l cunosc. Rezultatele au fost că omul se vindecă de două ori mai repede și cu medicație de asemenea mai redusă. Asta s-a făcut, n-are rost să vă dau acum. Sunt publicate reviste științifice, nu la noi, dacă la noi spui că ai vindecat un om pe calea religioasă, ți-e trimite în altă parte, dar arată că în America este posibil și ce povestește el în timpul ăsta. Că în momentul în care oamenii ia se ruga, el vedea ceva cu impresie de oameni așezate în genunchi, simțea că de acolo vine ca un fel de energie, de lumină și că aceea va fi cea care va permite lui să se refacă ceea ce s-a și întâmplat. Vom mai întâlni lucrul ăsta, pentru că mi se pare o mărturie extraordinar de interesantă ce simt oamenii care sunt în comă când cineva se roagă pentru ei. Alt caz. Anita Morjan. Anita Morjan este o indiancă foarte inteligentă. A scris o două cărți pe tema asta. Are un cancer limfatic și după 4 ani de evoluție este internată la Hong Kong cu toate organele distruse, insuficiență totală pe toate liniile. Evident, intră în comă și în clipa aia începe o istorie extrem de interesantă. Medicul îi spune soțului ei pe hol, nu are nicio șansă, câteva ore
pierde. Ea aude și încearcă să-i spună, nu-l crede, nu mă voi face bine. Își vede pe fratele ei venind, luând avionul din India să vină să vadă pentru ultima oară Hong Kong. Ea îi spune, nu te grăbi că nu voi muri. În fine, trece planul de dincolo ca să discutăm, întâlnește pe tatăl ei, ea spune, tată, tu aici? Tatăl îi spune, da, aici, dar a fost întotdeauna cu voi. Am fost inclusiv la mânta ta, care a pusese loc cu 10 ani în urmă. Apropo de ce fac cei care le părăsesc. Mai știu sau nu mai știu de noi. Ea scrie această poveste, Anita Morzani, cu o foarte mare luciditate. Este motivul pentru care am și citat-o. Tatăl îi spune, va trebui să te întorci și vei fi vindecat. Ea vine de acolo cu convingerea asta. Asta e un lucru formidabil. Toți care s-au întors, s-au vedea, li se spune asta. Vei fi vindecat. Medici nu cred. Evident că nimeni putea să creadă ce într-o situație atât de gravă. Și cu toate astea, în următoarele 5 zile, lucrurile au fost așa. S-a vindecat. Cei care vin de acolo vin cu niște convingeri pe care, la care nu se mai pot opune. Asta mi se pare extraordinar. Ei toți transformați și să spune ceva de făcut și toți fără îndoială este ca un ordin, ca o poruncă ce ți intră în celule, în subconștient și pe care nu poți refuza. Căreia nu te mai poți opune. E ca un instinct, ca o forță teribilă de dincolo de tine. Foarte interesant ce se întâmplă în situații de genul ăsta. Iată cazul unui medic chirurg Gilbert, Franța. Într-o sâmbătă, doi copii la timp mici, are un infarct, intră în com. Înainte de a intra, spune, Doamne, lasă-mă, că am doi copii de crescut, intră în comă, ajunge planul de dincolo, întâlnește, spune el. Acum, toți cei care ajung acolo, în funcție de religia lor, au o reprezentare simbolică. Ori văd pe Iisus, ori văd din ierarhia religiilor lor, evident, în funcție de ceea ce au în minte. El spune, l-a întâlnit pe Iisus și spune că trebuie să te întorci. Îi spune, Doamne, eu te-am rugat să mă lași, dar acum nu vreau să mai mă întorc. Iisus îi spune, trebuie să te întorci, să povestești sacrificiul meu și al fratelui meu Iacob. În fine, îi spune, te întorci, te-am vindecat. Da, revine, cheamă pe asistentă, îi spune, cheamă-l, era internat în spitalul care lucra și el, cheamă-l pe X și spune că m-a vindecat Iisus și vreau să plec. Îi vă imaginați, beata soră s-a speriat teribil. Îl cheamă pe medic, medicul îi spune, Gilbert, ai toate coronarele obstruate, adică totul blocat. N-ai nicio șansă să mai trăiești dacă nu te operezi. Bă, tu nu înțelegi că m-a vindecat Iisus, dar tu nu înțelegi că ești bolnav? Acest dialog s-a petrecut în tocmai. Ei bine, zice, ăsta are o idee. Uite, diagnosticul se pune prin coronarografie. Zice, mai fă-mi o coronarografie. Și dacă acestea sunt permeabile, dai voie să mă duc acasă. Bineînțeles, zice el. Ceea ce s-a și întâmplat. Ce urmează interesant? Zici, evident, dați-vă seama, un om care spune lucrul ăsta într-o lume a secolului 20, 21, e departe de a fi considerat un om normal. Și el spune, de câte ori am avut ocazia, mi-am mărturisit bucuria de a fi întâlnit pe Iisus, și niciodată n-am avut reținere de a zi, ceea ce n-aș putea până atunci foarte bine. Adică această vindecare l-a marcat. Este extraordinar. Alt caz. Din Ion Brindle. Acest fost ofițer CIA este prăznit, stătea într-un oraș în care vorbea pe vremea cu telefon cu fir. Este aproape pur și simplu carbonizat, își povestește se privea din picioare, se plânează, privea din picioare starea lui și, în fine, ajunge în planul de dincolo. Foarte interesant. I s-au spus 170 predicții, din care 95 s-au împlinit. Câteva din ele. S-a povestit de Cernobâl. 75 nu fusese de Cernobâl. Fusese de 94, 43. Când? Da, 80, oricum, prin 80 și ceva. Da, mi-aduc aminte, dar nu știam exact. Căderea comunismului. O vedem. Alegerea lui Ronald Reagan. Dar i s-a spus, veți avea un președinte cu RR.
Corona liberă. În fine, i s-a dat o serie întreagă de informații despre camera antistres. Și interesant e că îi spune că asta e instrucțiunile primea în tare de pomă, în circuite electronice. Împreună cu cineva am fost la Las Vegas la el, în mai. Am trecut, l-am cunoscut, pentru că am scris despre el, părerusul meu, cel cazul cel mai interesant. Colegul meu are niște posibilități și el vrea să importe, să facă un și el un centru antistres în baza experienței pe care el, din planul de aici și de dincolo, a acumulat. Deci, acestea ar fi fost câteva cazuri despre care, iată, unele din aspecte au fost relatate. Trebuie să spunem următorul lucru. Sunt mai mulți, adică mai multe fenomene descrise. Doar 7% dintr-o 100 de oameni care au astfel de experiențe au tablou complet. Restul au numai câte unele. Sunt foarte mulți și unii sunt și în sală de care au avut experiențe. De pildă, ieri discutam cu cineva, după o comă, mă vedeam de deasupra, zice, și călătoream în toate universurile în care vreau, unde vreau, acolo mă duceam. Adică, posibilitatea de a, ce se cheamă, ubicuitatea minții, posibilitatea de a călători cu spiritul. Iată comentariul asupra, așa zisul, drum al sufletelor. Cei care au afecțiuni dureroase sau sunt în traumatisme, la un moment dat nu mai simt durerea. Nu mai simt durerea, brusc, apare întuneric, devin confuz. În planul 2. În planul 2 se dedublează. Unii spun că se văd dintr-un unghi al camerei, alții văd, spun că se văd de deasupra. Trebuie să vă spun că profesorul Litar, cel care a creat anesteziologia modernă, a avut o hemoragie digestivă masivă, intrat în comă, colegii lui de la Fundeni au intervenit și de asemenea are un moment de dedublare și se vede de deasupra. Acum, dacă pe alții credem sau nu credem, e un profesor care a creat un capitol extraordinar de important al medicinei românești și care a tratat toate personalitățile de numărul 1 la vremea respectivă, nu putem să-l punem la îndoială. Eu cunosc foarte bine un om de o cultură vastă și extraordinară. Deci, e mai mult decât credibil. Ei bine, cei din jur în acest moment spune a murit. Evident, se agită, țipă. Iar ei, în prima fază, nu se zisese că a murit. Ce au cu mine? De ce a murit? Eu sunt viu. Exact ca și Aneta Morjane. Aud, ne văd și lucrul ăsta vreau să sublinez, pentru că cei ce mor, o bună bucată de vreme, sunt acolo. Și este exact. Noi nu-i vedem, noi auzim, ei, da, ăsta e avantajul lor și vom vedea de ce. Iată câteva relatări ale celor care au trăit în momentul ăsta. Ken Ring, îți spuneam că e psiholog, povestește despre un soldat din Vietnam. Trupa lor este spulberată de niște grenade din partea vietnamezilor și a rămas fără un ochi, fără membru, fără o mână, fără un picior, etc. Dar între timp ei pleacă, vine un elicopter, îl ia și el spune unde mă duc? De ce mă ia ăștia? Pentru că el nu se vedea în postura de om sfâșiat, se vedea normal. Și zice, m-am luat după elicopter să văd unde mă duce. Se vedea. Și alte cazuri se vedea la fel. În fine, ajunge în spital, normal american, este protejat cu mână, cu picioare, cu vai de mama lui, el supraviețuiește, și trăiește și astăzi în America și povestește exact acest lucru. O fetiță de 12 ani. De 12 ani intră în starea asta și îngrijorată ce face mama, s-a se duce pe gol, mama s-a plângea și ea încearcă să o mângâie, să-i vorbească, dar din păcate mâna ei trecea prin corpul mamei, nu o vedea. Nu auzea. Deci nu o putea consola. Alt după la vede, pe holul unui medic îi cade un stilou într-un colț. Și când se trece, zice, domnul doctor, v-ați găsit stilou? Păi de unde știi că l-am pierdut? Păi las, pierdut pe hol în colțul ăla. Ei, lucrurile astea sunt niște realități care trebuie să le comentăm.
Deci, acești oameni văd nu cu ochii lor. Pentru că cei care nu văd, deja, deci naștere, atunci văd. Este extraordinar de important. Iată, Chierlic a studiat 21 de cazuri de oameni cu moarte clinică, nevăzători din naștere. De vreme ce ochiul anatomic, creierul nu mai vede, nu funcționează, cu ce ochi au văzut? Atenție, nu văd cum vedem noi în unul de 180 de grade. Nu putem vedea mai mult de 180 de grade. Nu văd ce în spatele meu. Ei văd într-un unul de 360 de grade, văd și în spate. Această vedere cu spiritul se petrece și în stările extatice ale marilor maestri, mai ales din Orient. Ei văd, am și descris una din cărți, despre un astfel de maestru care spune: vedeam cu ochii minții cum în spatele meu trecea un animal domestic. Deci o vacă, că la ei vacă-i sunt. Dar eu am spus animal domestic din motive de conotație. Bun, mai departe. Asta este extrem de important. Da, ați înțeles. Este extrem de important. De vreme ce anatomic, nu există posibilitatea de a vedea. Cum văd totuși? O să vedeți comentarii. Păi zice, putem să ne imaginăm că creierul lui nu este complet acolic și că mai funcționează. În primul rând, dacă nevăzătorii încep să vadă, nu se mai pune problema de creier, că nu au venit niciodată. Da. În clipa de față, în era transplantelor de organe, există pe plan internațional acest legiferat ca noi să avem niște criterii prin care stabilim moartea clinică, pentru că vă imaginați, noi nu putem să ucidem un om, să-i luăm mumificat sau lămân, să-l dăm altuia să trăiască altul ce din unul. Pentru acest motiv sunt legi internaționale ferme care se precizează că dacă înainte vorbeam de moartea corpului stabilit prin moartea inimii, astăzi vorbim doar de moartea creierului. Moartea creierului se stabilește prin dincolo de electroencefalogramă care îți explorează nivelul cortical, există reflexe de trunchi cerebral de acolo unde sunt centri respiratori și cardiaci, autorizare cardiacă, care sunt ultimii care dispar. E bine, reflexele de trunchi, electroencefalogramele, la acești oameni care au fost studiați în laborator, arată că creierul este non-funcțional. În consecință, el nu mai putea vedea nici cu creierul și dacă ar fi văzut cu creierul, putea să vadă cu 360 de grade. Asta explică, da, că moartea clinică, de fapt, este o experiență a conștiinței, a spiritului și nu a corpului. Deci, o deducție de cu totul altă. Ce se întâmplă cu cei care pleacă? Primul rând apare un tunel. Tunelul este, dacă vreți, comunicarea între două tărâni, între două universuri. Ca să înțelegem asta, trebuie să înțelegem că există un univers fizic și un univers spiritual. Universul spiritual este, după opinia mea și ce le scris asta, este identic cu universul cuantic. Absolut la fel, au continuitate spațiu-timp, ubicuitatea conștiinței, poate să pătrească unde vor. M-M situații, care n-are rost să le descriu, dar să rămâne la nivelul tunelului, unii sunt însoțiți, alții nu. Iată, am avut o bolnavă, o pacientă de la Târgoviște, care a căzut într-o gură de lift și care povestește că din momentul în care a căzut și a pierdut cunoștința, a văzut doar în fața ei un tub îngust în capătul despre ea și mult mai larg ca diametru, în capătul opus, unde se vedea o lumină. Simțea, a simțit obligația să traverseze acest tub, în sfârșit ajunge dincolo, un peisaj mirific, cu povestesc tot, se simțe foarte bine și dintr-o dată o voce spune: ce cauți aici? Înapoi, înapoi, înapoi. Nu, că e foarte bine aici. Înapoi. Și zice, vocea era suficient de imperativă ca eu să execut ceea ce mi s-a spus și se întoarce. De data asta, foarte exact, tunelul era așa, larg la capătul la care ajunsese și îngust, și m-am chinuit să ajung din partea cealaltă. Când am ajuns, am ieșit din tunel, am deschis ochii, am văzut linoleul din salonul unde se internat. Caz autentic. La vremea asta, ei erau sunt plăbucitoare, nici vorbă sau audă de cărțile Muti sau de experiențele de dincolo. Categorie. Ei, acest tunel și religia noastră l-a vorbit de scara lui Iacob, au vorbit mai mult de scara lui Iacob, dacă vă duceți la mănăstirea Suncepița, puteți vedea acele trepte în care fiecare treaptă este un examen și unii pică la acest examen de trecere la capăt
zona de lumină, ați văzut chiar și în ultima treaptă. Despre asta vorbește foarte mult un poet mistic, William Blake. Ce văd cei care ajung acolo? Toți spun că dincolo este totul făcut din lumină. Brinkley spune că a văzut orașul de cristal. E o lumină, spune, strălucitoare, dar care nu vorbește. În tunel, unii trec singuri, alții prin ghizi. Pot să vină cei decedați, părinții lor, rude, sau alte entități care nu le cunosc. Copiii de obicei spun că sunt însoțiți de îngeri. Dincolo sunt întâmpinați de rude, cel mai mult de cele plecate, dar iată, cineva povestește o fetiță care a întâmpinat-o bunicul ei, dar bunicul ei trăia. E, cum explicăm când era dincolo? E bine, există o explicație. Explicația este că noi, din planul de dincolo, ca să discutăm mai concret, nu venim aici cu totul. Acolo lăsăm matricea noastră, se spune că sunt cam 3 sferturi și restul putem să fim universul de acesta, multiple alte universuri, din care noi acumulăm experiențe și aceste experiențe, după aceea, în planurile din care plecăm, sunt toate totalizate. Deci, el, unicul ei, partea care rămăsese era cea care o întâmpinase. Dar, dincolo de asta, există și o altă întâmpinare. Animalele de casă. Animalele de casă așteaptă dincolo, iată două fetițe care îți văd niște cățeluși, se întâlnesc cu ei, și una dintre povești este extrem de interesantă, pe care am prezentat-o în limba română, la pagina 142 de domnul Roxin, se cheamă Omul cu calul alb. O poveste care m-a impresionat la modul deosebit. Vorba de un fermier, rămâne singur, toată familia moare și rămâne doar cu un animal alb, calul alb. Vă rog să dați citire. Un fermier englez, plecat lumea de dincolo și revenit, își spune povestea. Dintr-o familie întreagă, rămâne o lungă vreme doar cu un cal alb. Om și cal își ocrojesc pe ciclul tristețea singurătății. Cu timpul, calul dă semne de bătrânețe, slăbește tot mai mult, ajunge ca o gloabă care de-abia se mai putea mișca și în cele din urmă moare. Bătrânul său prieten, omul, mai are încă de pătrunit în restriștea singurătății sale. Și cum aici nimic nu-i veșnic, vine și sfârșitul său. Ajuns dincolo, în fața sa se deschide o câmpie mărcinită de o colină, ce se vedea în depărtare. Este din nou singur. Niciun suflet de om nu îl întâmpină. Și deodată, dinspre colină, se aude un echezat. Coborând în trap, vechiul său prieten și tovarăș de singurătate, frumosul său cal alb, de astă dată arătând în plină tinerețe, alergă să-l întâmpine. Om și animal sunt din nou împreună. Da. Se spune că și câinii au această soartă și că adeseori câinii care înlocă pe cei plecați știu și locul unde dormeau ceilalți. Sunt multe lucruri care cu mintea de aici înțelege greu. În fine, se spune că am ajuns dincolo. Prima, ghizii conduc la templul înțelepciunii. Acolo sunt întâmpinați ceea ce îi numesc o ființă de lumină. Nimeni nu spune că l-a văzut pe Dumnezeu. Îl simbolizează. Este ca un cer de lumină în care vax, cum ei, ar putea să fie acolo siluetă. Și îi se prezintă filmul vieții. E un film panoramic care începe ori de aici spre trecut, ori din trecut spre prezent. Toți comentatorii, mai ales Grob, spun că asta ar putea să fie echivalentul judecății din religia noastră, religia creștină. Cert este următorul. Că filmul ăsta, vezi tot ceea ce ai făcut tu bun, dar partea cea mai importantă este că vezi tot ceea ce ai făcut rău cu gândul sau cu fapta celorlalți. Ceilalți îi vezi în tine, vezi reacția lor când ai ieșit gândit, supărarea, ce li se întâmplă lor și toate aceste lucruri le trăiești cu
sensibilitate excepțional de vie. Un individ foarte bine ajuns, dar indiferent la ceilalți, își vede filmul ăsta, dar între altele îi se arată cum el a tractat un individ care rămăsese fără benzină până la stație și ne-a vedut nimic. Și spune, bine, bine, toate rele le-a făcut de asta. De ce ne dau lucrul ăsta? Pentru că tu te-ai oferit să ajungi acel om și nu e, n-ai vrut să-i primești nimic. Are mult mai mare importanță dacă oferi ceva fără să ți se ceară decât dacă oferi doar când ți se ceară. E motivul pentru care am reținut acest lucru, că mi s-a părut extraordinar de important. În fine, urmează bariera. Bariera înseamnă așa. Cei care trebuie să se întoarcă după filmul ăsta, ei văd că acolo s-au îndeplinit sau nu s-au îndeplinit tot ceea ce au de făcut. Noi toți aici avem ceva de făcut. Cei care își sesizează prin filmul ăsta că încă au ceva de făcut, n-au voie să treacă această barieră. Bariera asta poate să fie un mărut, poate să fie o vale, poate să fie orice, un pod, etc. Și cei care sunt pe ghizi spun nu, nu, nu. N-ai voie să treci. Cei care trebuie bariera rămân acolo definitiv. De aici lucrurile se despart. Ei, ce se întâmplă cu cei care rămân? Ajung undeva unde se numește un fel de carantină. Cei care pleacă cu Alzheimer și care uită, cei care mor în condiții foarte brutale, neașteptate, în război, traumatism, au nevoie de o consiliere. Este foarte ciudat că dincolo, iată, se face această consiliere. Există o mare actoră, care nu vreau spun, care a plecat dincolo și care comunică cu familia rămasă și care le-a spus odată, merișor, nu o să mai vin pentru că sunt în carantină. Am rămas stupefiat pentru că lucrul ăsta povestesc tot și care din literatura americană, exact același lucru, iată că se întâmplă și apără. În fine, de aici trec la templul legislărilor, unde viețile tuturor și ale istoriei întregului pământ este scrisă. Urmează ceea ce numim noi templul justiției, este templul cu 18 oameni în vârstă, sunt singurii care sunt vârstnici, cu părul alb, plecați în alb, restul, tocmai pentru a exprima maturitatea, înțelepciunea, restul tuturor, toți cei care, indiferent de că au acolo copii sau vârstnici, se spune că au la vârsta de Iisus, de 30, 33 de ani, 35 de ani. Acestea sunt singurii, sunt bărbați și femei care au o vârstă, să spunem, de senior, tocmai pentru a simboliza înțelepciunea vârstelor. Acolo, toată lumea descrie un aspect paradisiac. Clădirile se spune că sunt construite în stil greco-roman, iar peisajul de o frumusețe unică. Vă rog să dați citire la peisajul 145-146. Fiecare picătură de apă avea aici propria inteligență și finalitate. Fiecare picătură avea propria sa notă muzicală. Cascada în ansamblul său emitea o muzică aflată în armonie cu o alta ce se auzea vag pe toată întinderea grădinii. Sinfonia acvatică a cascadei părea un imn de slavă adus creatorului printr-o muzică unică, neauzită niciodată pe pământ. Fiecare petală de trandafir avea propria sa inteligență, propria sa tonalitate, creând o sinfonie proprie trandafirului, cântată în armonie cu sinfonia celorlalte flori, care păreau să danseze în ritmul legănat al Marii Sinfonii a Bucuriei. Se simțea în totul un efect de exaltare, de înălțare sufletească asemenea celui produs de Oda Bucuriei, multiplicat la scara divină, la scara divină a creației. Fiecare ființă, fiecare spirit de aici se contopește astfel în unitatea vibrantă a Divinului Etern. Aici, de aici urmează, în acest templu, fie că oamenii ăștia rămân acolo, o să rămână și 1000 de ani, anii de acolo nu sunt anii noștri, sunt mari diferențe, lor li se par clipe, nouă li se par ani. E bine, de acolo urmează momentul revenirii, întrupării. Ceea ce e interesant, iată, un
puști care în 1941, avea 12 ani, după apendicită, are o imagine, să spunem, a morții clinice, i se arată ceva pe care el, copil fiind, avea prea multă cultură și nici familia, a uitat. Dar, după 18 ani, deci până la 28 de ani, ajunge în America și într-o zi, când era o atmosferă pașnică, avea doi copii, soția lucra ceva pentru copii, și el plus ca reprezentarea ce a văzut la vârsta de 12 ani. Și își aduce aminte că atunci s-a spus, vei avea casa asta, vei avea familia asta, soția asta și doi copii. Diferența era că în loc să aibă o fată și un băiat, avea două fete. Dar pe perete era un aparat pe care el, clipa când era copil, nu știa ce reprezintă, pentru că nu era încă inventat. După 18 ani, acel aparat era, de fapt, un aparat de încălzit. Care e morala, deci? Că dincolo, viitorul este, apare să fie pe unul prescris, dar iată lucruri care nu au fost încă inventate, acolo se știu și viitor. Pentru că este momentul în care se pleacă, se spune că se pleacă de acolo la, să zicem, întrupare. Acești înțelepți arată mai multe alternative, să spun, asta e literatura, și să zicem că unul vrea să fie medic. Bun. Deci în anul 2000, vei fi medic în anul 2000, să zicem 24-25. Uite, vei avea următoarea situație. Vei avea cazul ăsta, vei avea aparatele astea, spune cum te descurci. Și sunt ajutați pur și simplu. Așa ne explicăm de ce copiii care se nasc astăzi au o mare lecție și se descurcă foarte ușor aparate noi, mai ales tablete, telefoane. Pentru că ei deja vin cu informații de acolo pregătiți pentru asta. Asta mi se pare extraordinar de important. Deci lucruri pe care tu le vei întâlni, deja acolo sunt programate. E bine, e greu să înțelegem că acolo sunt școli cu unde se învață lucruri de cu totul altă factură și ceea ce este important este că aceste informații sunt imprimate pe structuri extraordinar de moderne, mai moderne decât avem noi aici. Pentru că se spune că tot ceea ce este aici a fost mai întâi acolo. Doar trei lucruri au fost luate de aici. Asta este Vaticanul, este Taj Mahalul și Catedrala St. Patrick. Astea au fost de aici, dincolo, transplantate. Ceea ce mi se pare extraordinar, dar toate celelalte lucruri, pur și simplu, au fost mai întâi acolo. Se spune că un om care vine cu o operă masivă, aceea, de fapt, operă masivă avea mai întâi acolo și aici. Și după aceea a fost transplantat aici. Este momentul în care, tot în acest templu, omul este adormit, este învelit într-un plet și urmează nașterea. E bine, el se trezește aici. Ultima oară este momentul în care ei sunt marcați să uite tot ce s-a întâmplat acolo. Ce urmează după momentul întrupării este ceea ce cei doi psihologi au scris în această carte care am ținut să o traducem la editura Republică la Cluj pentru că mi s-a părut extraordinar de important. Veți vedea acolo cum mama este factorul univers central al Universului, pentru că mama este cea care creează, cum mama conține toate condițiile ca om. Om, să devină om. Veți vedea cum cerul și pământul își trimit luminile lor într-un mozaic, într-o splendoare și participă la crearea, la geneza unui făt. Noi discutăm adeseori și spunem că copilul ăla e copil, nu aude, n-are creierul dezvoltat. Nu! Copilul ăsta este, de fapt, creația unui adult. Un adult care urmărește, veți vedea, pas cu pas ce se întâmplă. Cele nouă trepte înseamnă cele nouă luni. Această fată, Rebecca, s-a născut undeva în America. Nu-i dă decât inițiale. Din nou, ea întâlnește pe cei care, cei doi psihologi, care au capacitatea să facă aceste excursii și spune în momentul când voi, în care voi să aflați aceste lucruri. Mi s-a părut extraordinar de interesant. Veți vedea acolo de ce femeile care vor să aibă copii pierd sarcini, pentru că poluarea este asta, de ce insistența la darea a doua, a treia sarcină pot să le țină. Veți vedea ce se întâmplă cu copiii care pierdem enorm de multe lucruri care sunt o mare utilitate pentru noi toți. Mie mi se pare că în momentul de față Universul începe să comunice cu noi și nu întâmplător. Acum, sigur că da, finalitatea este aceea de a ne potopi cu lumina din care am venit. Toți vorbesc asta și probabil că este. Cum arată Dumnezeu? Este o întrebare. Am spus că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu în sine. Eu
Sunt de părere că Dumnezeu este ca în imaginația fiecare dintre noi și ca niciuna de aceste imaginații. Oricum, ideea de a vedea pe Dumnezeu ca fiind un bătrân stând pe un tron de aur în mijlocul cerului este nefructificabilă, pentru că dacă l-a fixat, l-a vedea pe Dumnezeu așa, înseamnă că este o ființă finită și nu poate să coordoneze infinitul. Noi credem că este imaginea unui câmp. El spune în sine, dacă nu știi cum arată, voi fi un sentiment, zice. Îi spune lui Oș, în conversații cu Dumnezeu, cred că ați citit în cartea asta. Deci, eu, dar pentru tine pot să fiu un sentiment, unul dintre cele mai importante sentimente pe care le-ai avut vreodată. Mergând în argumentația fizicii cuantice, atunci am putea să vedem asta ca o minte a materiei pe care o numește Max Planck, cum s-a și discutat despre lucrul ăsta, ca un câmp. Mi-aduc aminte că la Buzău, ținând o conferință, și vorbind eu despre povestea asta cu câmpul, un preot s-a ridicat, foarte politicos, a zis, știți, eu nu pot să spun enoreașilor mei să se roage la câmpuri. Și el avea dreptate. Sigur că da, nu ne putem ruga la câmpuri, dar asta este doar imaginația noastră. Părerea mea este că, în ciuda faptului că noi ne lăudăm, că luăm o celulă și facem minuni din ea, eu cred că noi nu luăm, de fapt, decât o celulă cu dublura ei, și că aceea este cea care animă viața. De fapt, noi folosim natura. N-am creat încă o celulă vie. Când vom crea noi o celulă vie, să luăm elementele, să le punem într-un creuzot, toate elementele sunt 50 fundamentale și 6 esențiale, și din ele vom reuși să scoatem acolo ființă vie, ei, atunci putem să ne dăm. Până atunci, eu cred că nu folosim decât Universul, dar credem că l-am făcut noi dincolo de noi. Acum, ce spune știința despre asta? Ființa spune mătul lucru, că poate să fie o epilepsie. Există un englez care spune că viața noastră se petrece între două crize de epilepsie, una la naștere și una la moarte. Total fals. Eu sunt neurolog și ca să fii profesor într-un domeniu, trebuie să ai unul pe care să stăpânești foarte bine. Deci eu mi-am ales epileptologia și investigația etică a creierului și ca atare vorbesc cu cunoștință de cauză. Nu. Nici la naștere, decât dacă ai sigur că dau o cianoză foarte prelungită, nici la moarte nu este epilepsie. Se mizează pe faptul că într-o epilepsie, faza ultimă este aceea a îngustării conștiinței, obnubilarea, cum spunem noi, și că în momentul ăla omul respectiv ar vedea aceste fenomene. Fals. Și lumini, și îngustare, etc. Este fals. Acest stare de confuzie. Se încearcă să se justifice ca o halucinație. Halucinația înseamnă o imagine inexistentă, ilogică, nu are nicio logică, nu reprezintă, nu corespunde nicio realitate. Ceea ce se întâmplă acolo, oamenii află istoria proprie, sensul filozofic, ați văzut acel medic Ibn Alexander, vorbește despre lucruri coerente, nu are nicio legătură nici cu iluminarea conștiinței, nici cu calcinația. Se mai spune că creierul în suferință eliberează o se întreagă de substanțe neuromediatori, de genul dopamine, endorfine, etc. Niciodată endorfinele, în afară de faptul că diminuă durerea, n-au pus oamenii să vorbească. Ceea ce se întâmplă nu este un delir. Are o coerență, are o logică. Spune o istorie. Dopamina înseamnă doar o predispoziție, dar nu înseamnă filozofie. Deci nici asta nu rezistă, dar nici nu știți cât monedă s-au vândut pentru lucrul ăsta. Enormă pentru, da, acele substanțe. Ori s-a demonstrat prin investigație de laborator că acel creier nu mai este funcțional, deci nici secrețiile lui nu sunt valabile. S-au incriminat o serie întreagă de alte substanțe care ar avea rolul de a provoca aceste lucruri. Păi dacă provoacă în situațiile astea, de ce numai o dată excepțional? Dacă o substanță este secretată de creier, ar trebui să o avem în fiecare zi. Nu o dată în viață. Deci nici acest lucru nu rezistă. Există o singură explicație. Iată ce spune fizica cuantică. Și avem mai special și pe domnul ăsta. Fizica cuantică spune, în lucrările lui de Broglie, 1924, când a luat și premiul Nobel, spune un lucru, următorul lucru. Tot ceea ce există în univers se află într-o dublă ipostază. Ipostaza de substanță, de particulă și de undă. Unda este invizibilă, reprezintă informația, reprezintă câmpul și particula este structura noastră fizică. Câmpul cuantic poartă în sine acest univers. Non-material, non-fizic, non-gravitațional, deci aspectul de undă, din care mintea noastră
transformă, convertește una particulă și așa noi vedem o realitate. Noi ne creăm o realitate plecând de la ideea de capacitatea noastră de funcție de educația pe care avem mentalitatea timpului și uneori de interesele noastre. Vedem lucrurile cum ne convin nouă și nu cum sunt. Noi credem că vedem realitatea, realitatea este una absolut subiectivă. Deci, eu cred că ceea ce este, momentul morții, pleacă universul de dincolo, universul non-fizic, așa este universul spiritual, este de fapt aspectul nostru de undă. Este informația din noi și lucrul ăsta nu poate nega nimeni. Iată pe Mihai Drăgănescu, profesorul materiale, fostul președinte al Academiei, care spune că acolo, în câmpul cuantic, este sursa întregii noastre existențe, pentru că ei numesc acest vid, un plen metafizic în care sunt toate potențialitățile din care mintea noastră extrage pe cea care o traducem în realitate. Și asta, v-am spus, ține de subiectivismul nostru, ține de fundamentul. În fizica cuantică, în clipa de față, spune clar că mintea noastră, conștiința noastră, este cea care influențează orice sistem fizic. Iată-l pe acest laureat al premiului Nobel, Ilia Prigojin, care vorbește despre structuri disipative, echilibre de dinamice, și spune, până și într-un sistem fizic, deci de vin, orice moleculă constatăm că se așează în acel loc în care parcă știi unde sunt toate celelalte două. Este a fost o lungă dispută între Einstein și Bohr pe tema paradoxului lui Einstein Podolsky Rosa. Două particule care au fost pereche, dacă le separ la infinit, ele comunică instantaneu. Einstein, cred, autorul teoriei relativității, spune, nu poate să fie instantaneu, pentru că ar însemna să depășească viteza luminii, viteza cosmică și nu-i posibil. Iar ei, ceilalți, în corp, spune, nu, nu trebuie să petrec așa. Și s-a făcut asta, de pildă, cu un foton, la Paris, în 82, dar sunt 3-4 experiențe repetate, cum un foton împărțit în două, trimis în sensuri opuse, în fibre optice, în momentul când au ieșit din canalul pe care le obligăm să meargă, pur și simplu se întorc înapoi, ca și cum era ști că sunt gemene. Experimentul s-a repetat de N-ori și pe 19, 11, 15 de kilometri. Al doilea, s-a repetat ideea cu lumina. Toate religii au spus că noi suntem lumina. Fizica cuantică spune la fel. Ei bine, există experiența, făcute recent, 3 experiențe s-au făcut recent, în care lumina este, rază de laser este adusă aproape de zero absolut, aproape de zero absolut, există, în universul la temperatura aia, și se transformă într-un condens, se cheamă condensul Bose-Einstein. Invers. Încălzind acest condens, devine lumină. Vrem altă demonstrație? Marea mea întrebare este, de unde au știut religiile astea cu ideea în lumină? Că noi știm prin fizică cuantică, prin medicină, știm fizica pe care o avem în clipa de față, este simplu. De unde au știut ei cu ideea în lumină? Asta da, o admit ca fiind o revelație. Da. Începutul a plecat de la lumină. Asta ne spune că nu totdeauna noi știm, nu tot ceea ce știm astăzi, ce dinaintea noastră era atât de naivi, fără să știe. Concluzia este că fizica cuantică ne oferă argumente suficiente să înțelegem că noi ca ființe și noi ca tot ce în universul ăsta, confirmat în experiențe, suntem corp fizic, cei care suntem, și prin structura minții noastre, prin conștiința noastră, care este cea care experimentează. Deci concluziile sunt. Nu există moarte, există doar o experiență a conștiinței mele care transcende planul fizic în planul de dincolo, crescându-și frecvența. Planul de dincolo este, de fapt, acest univers spiritual. Cu alte cuvinte, noi avem două universuri. Universul fizic, care corespunde cu toții, ne uităm la lună, soare, etc., e real, și universul spiritual este cel momentul în care noi plecăm dincolo. Dincolo este, de fapt, unii spun, nu acolo unde credem noi că sunt cerul. Dacă urcați într-un avion, veți vedea că cerul, cum spunem, este iluzia albastră, pentru că în momentul în care cu avionul treci dincolo de nord, nu mai vezi nimic. S-ar părea că acest dincolo este de la distanța de 1-2 metri de lângă noi până la infinit. Cu alte cuvinte, este foarte posibil ca ceea ce numim noi univers spiritual, pur și simplu, să fie lângă noi. Acum, noi am putea să considerăm că tot ce am discutat este un frumos pas
cu fețul noștri de necostizene. Dar întrebarea mea este, o necertitudine că ne așteaptă doar eternitatea beznei, n-ar fi mai bine să avem iluzia nemuririi? Chiar dacă ar fi asta un pas, chiar dacă tot ce am discutat aici este o simplă poveste. Iată, Iisusia a spus un lucru superb. Zice, cei care cred în religie se duc vesel spre cimitir. Dar cei care l-au citit pe Cioran se duc cu mare tristețe. Mulțumesc pentru atenție!